Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat KBR Bukares, kali ini kita mendapatkan kesempatan untuk kembali ke Kota Konstanta, di mana tahun lalu kita sudah meliput tentang kehidupan masyarakat Islam di Rumania, mulai dari kedatangan, tradisi, hingga kehidupan masyarakat Islam di Kota Konstanta. Nah, kali ini di penghujung bulan suci Ramadan, kita berkesempatan untuk menemui komunitas Muslim yang berada di Konstanta ini. Kita juga akan mempelajari bersama mereka tradisi dan kebiasaan apa saja sih yang mereka lakukan di bulan suci Ramadan ini. Mulai dari pelaksanaan sholat maghrib, iftar, isya, hingga sholat tarawih. Tidak lupa pula kita akan melihat tradisi masyarakat Islam di Rumania dalam menyambut Hari Raya Idul Fitri. Yuk ikuti keseruan kami sampai Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Teman-teman, kali ini kami sedang bersama dengan Bapak Apas Elvis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh perkenalkan diri Bapak dan pekerjaan Bapak dalam komunitas Muslim di Konstanta? Spesial. Waalaikumsalam. Bine ați venit. Noi avem o comunitate foarte numeroasă aici, în Megidia. Ca și musulmani, sunt undeva la 8.000, 9.000, 10.000 de locuitori musulmani. Orașul Megidia a fost întemeiat cu mulți ani, foarte mulți ani în urmă, după multe stricăciuni aduse din războiul din Crimea, între anii 1853 și 1856, orașul Megidia, pe numele său de atunci, orașul Karasu, a fost distrus în totalitate. Și după războiul din Crimea s-au adus aici, în Dobrogea, 6.000 de tătari musulmani din Crimea, din Crimea, formându-se din nou orașul. Clădirea în care ne aflăm noi acum este Jamia Abdul-Majid. Și aducând 6.000 de credincioși musulmani tătari din Crimea la vremea respectivă, sultanul Abdul-Majid s-a gândit să facă această geamie pentru acei credincioși. Boleh Bapak ceritakan sedikit mengenai aktivitas apa saja yang dilakukan oleh komunitas Muslim di Majidia selama bulan Ramadan setelah pandemi COVID-19 mereda hingga jumlah keseluruhan komunitas Muslim ada di Konstanta? Alhamdulillah, am scăpat de pandemie în mare parte, să spunem. Am revenit oarecum la obiceiurile anterioare, dar am învățat și multe din pandemie, din această grea perioadă. Noi în pandemie am continuat să facem rugăciunile în online, să le trecem în online, în sensul că mucabele, care se face citirea Coranului, care este un obicei la noi, se citește în fiecare geamie din Dobrogea de către imam și noi am trecut acest obicei în online, am făcut un profil și doritorii au vizionat de acolo, au citit cu noi odată. Am continuat acest obicei și după pandemie. Ca și obiceiuri la noi în Dobrogea, ziua de post începe cu sahur, cu masa de dinaintea zorilor, de ivirea zorilor, după care se continuă cu rugăciunea de dimineață, cu postul în sine ziua. Noi la ora 10:30 începeam mucabele. Da? La geamie aici activăm 3 imami. Suntem 2 din România, tătari din România, activiști ca imam. Și un imam trimis de guvernul turc, din Turcia. Ne întâlneam toți trei și citeam și femeile, de regulă femeile participau. În online acum am avut și bărbați care participă. Femeile veneau, participau. La noi, la geamie aici, oamenii binevoitori au oferit masa de iftar, tradițională masa de iftar. Care am servit-o cu enoria și care vin la geamie și care poate să vină și din exterior, deci geamia este deschisă tuturor oamenilor. După care, după masa de iftar, bineînțeles, slujba teravih, care este specifică lunii Ramazan, se efectuează cu bărbați. Pot să participe și femeile. Noi am avut și bărbați și au fost și doamne care au participat și copii, în primul rând, în fiecare seară și ne-am bucurat foarte mult că
au venit copiii și că se auzeau în spatele nostru cum ei se jucau, cum chicoteau, cum râdeau, cum... Inshallah să fie bine și să se termine cât mai repede. Berikutnya Pak, kalau boleh tahu makanan apa saja yang paling ditunggu-tunggu menjelang tibanya hari Idul Fitri oleh orang Romania di Constanța Mediciei? Da, un obicei al nostru, dar se fac baclavale în general, care sunt cum se fac de regulă la sărbătorile de Bairam, care sunt îndrăgite și de noi, de mustomanii din Dobrogea, din România și de români în principiu, că le plac foarte mult. Când este sărbătoarea de Bairam, practic ei ne spun, zice, mâncăm baclavale, am ăsta, zice, de Bairam, mâncăm baclavale, așa spun. Yang terakhir nih Pak, di malam menjelang hari raya Idul Fitri, apakah ada tradisi atau kegiatan tertentu yang sekiranya dilakukan? Obiceiuri din anumite zone ale lumii, noi aici nu le facem. Nu le facem, în schimb facem tăube cu toți care participă la slujbă, de fiecare dată când este posibil, mai ales la slujba de dimineață. Se citește din Coran, se recită anumite capitole, se împărtășește, se ține o mică slujbă, o mică vorbim ca și comunicare, nu ca și să ținem ca și discurs, ca și sopet, ca și discurs în geamie, în Oriașilor. Nu, încercăm să cu oamenii din comunitate să comunicăm, să ne spună și lor doleanțele. Thank you.